După ce avocatul lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, a tulburat opinia publică cu o scrisoare trimisă către Claus Iohannis, o nouă scrisoare venită din Statele Unite face vâlvă. Kiki Shegan Munshi, fost diplomat, a trimis astăzi o epistolă către oficialii români, publicată de Q Magazine, în care critică DNA și instituțiile juridice din România. Chiar din primele rânduri, Shegan Munshi recunoaște că scrisoarea este trimisă în sprijinul poziției lui Rudolf Giuliani și lui Free. DNA-ul în sine a devenit un motor al corupției și de aceea este important o mișcare de plasare a acestuia într-o poziție ceva mai protejată. DNA-ul nu a fost folosit doar pentru a susține puterea politică a președintelui României actual în ultimii ani, ci funcționează în afara normelor procedurilor judiciare. Arată aceasta în scrisoarea transmisă. Kiki Shagan Munshi spune că și-a bazat afirmațiile pe discuțiile avute în urmă cu un an și jumătate în legătură cu anumite procese penale din România, iar feedback-ul a fost că toate aceste procese erau ele însele corupte. Recomandarea făcută de fostul diplomat american este că DNA-ul trebuie reformat. Kiki Shagan Munshi este originară din California. În 2006 și-a dat doctorat în istorie la București. A deținut diferite funcții în Serviciul de Informații și Departamentul de Stat al Statelor Unite. A mai lucrat în ambasadele Statelor Unite din Nigeria, România, Grecia și India. Între 1983 și 1987 a fost directoarea Bibliotecii Americane din București iar în 2014 a publicat o carte în România.